La doar 4 luni de la lansarea oficială a Testament Collection, brandul pe care îl produc și îl comercializez în lume, în momentul de față, cu succes și care e povestea mea curentă din ultimii 5 ani și care o să rămână pentru următorii cel puțin încă 10, cel puțin 10. Mergem la munte, suntem pasionați de sporturi, după cum vă puteți da seama. Mergem la munte să ne dăm cu placa, un pic mai dependenți de adrenalină, eu și grupul meu de prieteni, facem freeride, heli, ski, etc. Toate bune și frumoase până la ultima tură de snow, ultima coborâre. Evident, freeride înseamnă că te duci pe câmpii, cum a făcut și subsemnatul, cum a făcut și Bogdan. La ultima tură, haideți, stabilim la scaun sus, haideți să ne vedem jos la restaurant, să mâncăm o ciorbă, după care să ne retragem la cabană. Toate bune și frumoase, plecăm, o ceață de nu vedeai 2 metri în față, mergem înainte, prietenul meu Petre, God bless him, în fața mea, eu fac stânga, nevăzând 2 metri în față, crezând că mă duc după prietenul meu Petre. Ei, nu m-am dus după prietenul meu Petre, am ajuns la Hunedoara. Eram în Alba, ca să înțelegeți, o mică abatere de la traseu care m-a dus într-un alt județ. Nimic spectaculos. Ei, te-ai pierdut, tot ok. Singurele lucruri care cumva au influențat dinamica poveștii au fost... A fost următoarele. Telefonul se afla la cabană, pentru că în ziua respectivă am fost rebel și am vrut să mă bucur de ziua respectivă. Rucsacul meu de safety, care de fiecare dată conține absolut toate cele necesare, de la schimb, mâncare, ceva de băut, respectiv apă, evident, lipseau. Mai puțin un termos cu Jägermeister. Super. Și ca toate lucrurile să fie ca sherry on the cake sau coliva sau sherry on the coliva, cum vreți voi, nici nu mâncasem în ziua respectivă. Nimic. I went full fasting. Din toate punctele de vedere. Facem stânga, la un moment dat ceața dispare, Bogdan e exaltat, efectiv... Nu pot să descriu, eram pur și simplu, mă furnica tot corpul de fericire pentru că era zăpadă neatinsă, nu știu dacă puteți să înțelegeți sentimentul, era o zăpadă neatinsă, foarte mare, era pure heaven. Dispăruse ceață, era soare, zăpada era perfectă, tot ce-ți puteai dori, de-aia eram acolo. Bine, mai târziu mi-am dat seama că eu de fapt voiam să ajung acasă. Asta e, cred că it goes without saying. Long story short, după câteva ore în care evident conștientizez că shit hit the fan și că nu mă îndrept în direcția în care trebuie, decid, găsesc un pârâu, crezând că e pârâul care trecea, îl cunoșteam eu, apare nu-l cunoșteam, era alt pârâu din alt județ, după cum v-am mai spus. Logica mea a fost foarte simplă. Urmez cursul pârâului și voi găsi o localitate. Sleit de puteri, cu lupi pe urmele mele, literalmente, și stânga crevastă, dreapta munte, fără resurse de niciun fel, fără baterie fizică, decid să continui. După 4 ore și jumătate, evident am aflat ulterior, nu parcursesem decât 1,5 km. Zăpada era, cum spuneam, perfectă, adică venea undeva până aici, făceai un pas, te scufundai, mai făceai un pas și tot așa. Până la un moment dat, când evident am găsit un drum de vară, a început să devină pământul tare sub mine și mi-am dat seama, sunt pe drumul cel bun, dar se înserase deja. Se înserase deja, eram off remote completely, nu exista niciun fel de semnal la telefon oricum, deci nu m-ar fi ajutat nici telefonul. Mergând pe acel drum pentru încă o oră, ajung într-un refugiu de lemne pe drumurile de vară, știm că sunt aceste refugii de lemne care stătea să cadă, mă opresc, mă dezbrac, mă schimb de hainele ude, încep să mă cațăr în copaci, să iau crengi, să-mi fac șezut, să-mi țină cald la spate. M-am plimbat cât am putut să mă plimb până s-au terminat bateriile, cred că deja era în jur de 10:30-11 seara,
Când am decis să mă așez, evident, nu m-am panicat. Și despre asta e povestea asta. Sunt două puncte importante și două lucruri pe care eu le-am învățat din lucrul ăsta. Și anume, oricât de dur pare, nu te panica. Pentru că o să-ți pierzi raționamentul. Și pentru că o să o dai cu muci în fasole, pe românește. Și atunci, nu te panica, nu m-am panicat, am continuat să supraviețuiesc până în punctul în care, evident, m-am așezat. La o oră aș putea spune că ochii au început să mi se închidă și corpul începea să tremure. Am spus, this was a fun ride, thank you for having me, și am fost pregătit să îmbrățișez ce urma, știind și fiind foarte conștient că odată ce intru în hipotermie, that was it. Not a funny story though. Adică îmi pare rău dacă nu e amuzant, dar, cum spuneam, nu m-am panicat. La câteva minute după ce m-am așezat și spuneam că începeam să tremur și ochii începeau să mi se închidă, am văzut o luminiță, o lanternă, am crezut, ok, am început să și halucinăm, it couldn't get any better. Da, și într-adevăr am avut norocul să nu halucinez, pentru că prietenul meu, Petre, despre care spuneam, și-a dat seama că Bogdan lipsește și drept urmare s-a dus la forțele de ordine, respectiv la Jandarmeria Montană și la cei de la Salvamont, și a reclamat, ne lipsește băiatul. Da, după, luând în calcul ce spuneam, și anume că e foarte important în situațiile de criză, că despre asta vorbeam, în situațiile de criză, dacă chiar vrei să obții ceva, și pentru mine asta înseamnă succesul, o parte din succes, în situațiile de criză și tot și în situațiile în care lucrurile parcă merg teribil de prost, nu te panica. Pentru că it can get worse, da? Adică aș fi putut să adorm și nu v-aș fi spus povestea. Și ca lucrurile să fie, ca încă o dată avem încă o cireașă pe colivă, ca lucrurile să fie și mai drăguțe, ajung forțele de ordine lângă mine, mă strigă, Bogdan, da, pe mine mă caută, m-am simțit celebru pentru o secundă, și să fiu informat, evident, că trebuie să ne întoarcem exact pe drumul pe care am coborât. Și ce am învățat din povestea asta este că atunci când îți pierzi direcția și pare că nu știi pe unde mergi, întoarce-te de unde ai plecat, pentru că o să-ți dai seama unde ai greșit.